Ce? De ce? Why? Tell me why. Divine feminina își proiectează divine masculină, divine masculină își proiectează divine feminină și așa drămăluiește bunăstarea și fericirea, dragostea, bucuria, cum observi cum e relația la om, ca oameni. Tu observi, să zicem, în familie, copilul tău cum se înțelege cu jumătate. Tu observi cum părinții tăi se înțeleg. Divine feminină vorbește despre divine feminină din ea, cum procedează. Da? Și fiecare așa, în lumea ta așa vezi tu lucrurile și așa le înțelegi. Din bunăstarea ta, din tine. Și poți să proiectezi jumătatea ta să fie cine știe ce, să învârte și să conțină, să conțină cine știe ce bani, da? Dar tu drămăluiești dinăuntru tău și tu îți permiți luxul doar, nu știu, să stați la o masă împreună. În rest, un fel de, nu că nu te privește, dar tu mai departe nu propui din tine, nu proiectezi, da? Și atunci ești ok. Când începi să proiectezi, că mare nu știu ce, că, și te folosești de bunurile astea, că are aia, are aia, fiecare zi te folosești și, să zicem, are mașină. Și tu nu te folosești de a ta sau tu nu ai și te folosești de mașina lui. Te-ai băgat mai departe de atât și tu susții energetic. Și nu știu dacă ai nevoie. Nu uita că e din sănătatea ta, din tot ce ai, tot, fericire, bucurie, dragoste, tot. Da? Tu dacă susții din bani și din avere și din lumea materială, proiectezi. Tu tragi și din sănătate și din dragoste și atunci pentru echilibru nu îți rămâne în relație. E foarte frumos. Acolo ești. Cât ai, cât așa drămăluiești ce ai tu în proiecție când proiectezi, proiectezi așa cât să te simți bine, mai mult de atât dacă te bagi în material pentru jumătatea ta să proiectezi în sensul de să te și folosești, tragi din tine dragoste și înțelegi-ne, sper să se înțeleagă. Acolo e și nu știai de ce nu mai poți sau de ce te simți rău sau ți se ia din energia ta, ți se fac vechile programele că ți se lua, ți se lega de la chakra 2, de la de aici mental și așa mai departe. Nu aveai timp, da, ți lua din timp, din tinerețe, fără bătrânețe și moarte, fără, na, să zic și să zice moarte. Ha, să zic că da, așa e, da, până când. Înțelegeți o dată. Acolo. Și tu susții doar atât, să zicem. Doar, nu știu că, dacă tu vrei să pe seama cuiva, să scrie mai departe, nu se mai scrie. S-a ascuns, vrea să se scrie, dar se ascunde. Și tu susții, să zicem, divine feminina, ține toată casa, ține sub papuc tot situația. Ea hotărăște, ea drege. E din ea și el la un moment dat pică cu nasul așa și nu mai poate. Nu susții nimic, nu ești tu șefa în familie, nu ești tu. Tu proiectezi jumătatea ta și îi dai voie să facă tot. Tu intervii numai cu de ce ai nevoie. De ce ai nevoie? Să te simți echilibrată în dragoste, în sănătate. N-ai treabă cu partea materială. Să te bagi, să te dai cu părerea, să zici vreau așa, vreau... N-ai treabă.
Păi și atunci stau sub pom și... Da, stai și sub pom și îți bei cafeaua. Să înțelegi despre ce e vorba. Nu că e așa sau așa trebuie să faci, dar de unde vine și unde se duce tinerețea, da? Viața și moarte. Bun. Zi. Bunăstarea, dragostea, fericirea și așa mai departe din viața ta. Acolo e. Nu trebuie să dovedești nimănui nimic, nu trebuie să conduci nimic. Nu conduci din afară încă o dată. Dacă conduci, auzi că cineva întâlnă cu piciorușele și conduce și zice așa, așa, nu așa. Aia era de la început, da? Întâi filmul și după aia spui nu la tot, da? Ca și cum îți pui gard. Și după aia dai gardul la o parte, dar ești înăuntru tău, n-ai treabă în afară. Păi și cum atunci? Cineva să hotărască? Nu, tu hotărăști dinăuntru tău. Dar vezi cum? Acolo e, las că mai înregistrez mai târziu încă o dată altceva, adică mai departe. Dezvolt, așa, dezvolt. Mai că nu m-am trezit încă. Așa să-mi beau cafeaua.